Bună, dragi mămici! Am foarte mari emoții, trebuie să recunosc, pentru că tema... Și am ajuns deja la sfârșitul lunii noiembrie cu cartea pentru părinți. Bună, Ada! Salut! Salut, Maria! Ah, ce repede a intrat! Da. Am apucat numai să spun că aceasta este cartea despre care vom discuta și intrăm direct în discuția despre ea, pentru că avem multe, multe de spus. Și am să încep cu, adică o să începem împreună cu capitolul 7, din cauza că știu că multe mămici la care va ajunge videoul acesta poate se întreabă care e diferența între parentingul creștin și altfel de parenting, pentru că cartea asta despre asta este pentru noi amândouă cartea de temelie în ce privește parentingul creștin. Da. Și cred că ce am vrea de la început să spunem e că există o diferență fundamentală când te raportezi din perspectivă creștină la educația copilului tău. Și asta e exact în titlul capitolului 7, și anume faptul că îi vedem pe copii ca fiind pierduți. Ca fiind pierduți ca în pildele cu oaia rătăcită, cu fiul risipitor, cu moneda pierdută. Și principiul este că în relațiile cu copiii tăi nu ai de-a face numai cu un comportament greșit, ci cu o stare a inimii. Și, practic, din perspectiva asta pornim toată discuția, că copiii au în ei păcatul. E ceva ce există în fiecare ființă umană și că foarte mult din comportamentul copiilor rezultă din cauza că există două mari minciuni pe care oamenii le cred în general. Și prima minciună este minciuna autonomiei. Și minciuna asta spune că sunt o ființă umană pe deplin independentă și de aceea am dreptul să-mi trăiesc viața așa cum doresc. Cred că viața mea aparține și ar trebui să pot face tot ce cred că mă face fericit. Nimeni nu are dreptul să-mi spună ce să fac. Și dacă stăm să ne gândim, ăsta e modul în care foarte mulți oameni, de fapt, gândesc și îl consideră ca fiind ceva normal să gândești așa. Și a doua minciună este minciunea sieși suficienței. Această minciună îl determină pe copil să creadă că tot ceea ce are nevoie se află în el însuși și că resursele proprii îl vor ajuta să fie și să facă tot ceea ce trebuie ca să se simtă împlinit. Va crede că nu are nevoie de ajutorul tău, de călăuzire, înțelepciune din partea părintelui. Și asta e, din nou, o minciună foarte răspândită în societatea noastră, că trebuie tot timpul să te uiți la tine și în interiorul tău și că acolo o să găsești toate răspunsurile. Pe când, din perspectivă creștină, noi credem că trebuie să te uiți la cineva mai mare, la suficienți. Nu ne suntem suficienți și că Dumnezeu este Cel care a spus ce trebuie să fie cu viața noastră și că nu ne găsim noi toate răspunsurile în interiorul nostru și după ce vrem noi să facem și ce ne face plăcere. Da. Și asta vine și din faptul că păcatul duce cu sine o orbire. Și atunci sunt lucruri care lipsesc în tine și pe care nu le vezi că merg prost și că și chiar nu le vezi că lipsesc, nu le vezi că sunt acolo. Este o orbire și o înșeală pe care duce păcatul. Și doar atunci când suntem expuși la adevărul lui Dumnezeu, atunci putem să ne dăm seama de felul în care ratăm ținta și păcatul este o ratare de țintă. Și atunci când ratăm ținta, numai atunci când suntem conștienți că am ratat ținta, putem să ne mărturisim și numai când ne mărturisim un păcat putem să îl înfruntăm. Practic așa se înfruntă prin... Da. Da, e foarte frumos, e un capitol frumos care, cumva, ceea ce spune autorul este că concentrarea noastră trebuie să fie asupra inimii și nu asupra comportamentului, nu atât asupra comportamentului, care e practic un simptom al stării inimii, stare de pierdută a inimii. Și face o comparație cu cancerul. Că dacă tu ai un cancer de stomac care îți dă dureri cumplite și nu mai poți, ai prefera un doctor care rezolvă cauza simptomelor și nu un doctor care se ocupă numai de simptome tale, care se simți foarte, foarte bine. Da, este super să te simți și bine când ai asemenea dureri, dar primordial vrei să scapi de cauză. Și la fel și aici, despre asta este vorba. Luca noastră, ca părinte, are în vedere starea pierdută a copilului nostru și că altfel ne ocupăm de comportament și avem doar victorie de suprafață sau soluții imediate și n-am rezolvat problema de bază. Și mai era aici o idee că o mare parte din comportamentul greșit al copiilor e de fapt ceva neintenționat sau inconștient, dar care are rădăcina în dorințele astea, în faptul că
copilul ar vrea ca toată lumea să se învârtă în jurul lui, ca el să fie șeful, practic dorința fiecărui om, ca el să fie Dumnezeu, el să fie, să se pună pe el în locul lui Dumnezeu, nimeni să nu-i poată spune ce să facă și fie, da, nimeni să nu-i spună nu, exact. Și, și că pornirea asta pe care o vedem în copiii noștri de a nu ne asculta, de a se opune regulilor, de fapt, e pornirea care o avem cu toții. E lucrul acela care ne face și pe noi să ne dorim să ne opunem regulilor și atunci când ne gândim că ceva ne aduce fericire și împlinire, să ne mâniem foarte tare când cineva se pune în calea noastră. Și practic, exact lucrul ăsta e toată interacțiunea cu copiii noștri. Mi se pare că exact asta e. Se opun la autoritate și în momentul în care ei vor să facă ceva, se mânie pe noi că noi încercăm să schimbăm lucrurile. Și că... Da, vreau să zic că, așa, legat de chestia asta, îmi place foarte mult cum sublinează din toate cele trei pilde a pildele pierduților, oaia pierdută, moneda pierdută și fiul pierdut, cum sublinează, cum se, ne putem raporta noi ca părinți la pildele astea și chiar, într-adevăr, de exemplu, la oaie, spune că, precum oaia sunt și copiii noștri și noi, că au nevoie de un păstor, au nevoie de ghidaj din afară, nu pot să se ghideze singuri, e necesar pentru ei asta. Iar așa, au tendința să rătăcească și la fel și, la fel și copiii noștri și noi, avem tendința să noi să rătăcim și să ne luăm după alții care rătăcesc. Și salvarea nu putem găsi noi și deci numai din afară. Asta sublinează pilda oii rătăcite, iar pilda cu moneda sublinează foarte frumos atitudinea lui Dumnezeu față de cei pierduți. Și e așa o întrebare bună pentru noi și să ne gândim oare atitudinea mea față de copiii mei care sunt pierduți. Este aceeași cu atitudinea lui Dumnezeu față de mine care și eu sunt pierdută? Și am eu sârguința aia să-l caut până îl găsesc. Am eu bucuria aia să-l primesc când îl găsesc, cu toată bucuria. Și fiul, pilda cu fiul rătăcitor, foarte frumos sublinează, adică puternic cum sublinează care e atracția noastră față de rătăcire. Suntem atrași să rătăcim, ne înșală păcatul, dar iarăși strălucește uimitor de frumos inima tatălui, care este atât de pregătită să primească, adică este gata să îi dea drumul, este gata să primească înapoi, este plină de generozitate. Da, acum am văzut că uite, Codruța Iula a zis că poți să crești un copil cu stimă de sine și în același timp să aibă inima sus cu Dumnezeu. Nu trebuie să se anuleze una pe cealaltă. Tot ceea ce am vorbit nu e vorba despre faptul că copilul nu trebuie să aibă o stimă de sine, dar nu trebuie să aibă... Ce înseamnă stima de sine? Adică ce înseamnă stima de sine pentru un creștin? Înseamnă să recunoști faptul că ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ești o persoană valoroasă în ochii, în ochii lui, ai un scop pentru care te-o creat, pentru care ești pe pământ și din lucrul ăsta îți vine stima de sine. Adică, exact, deci nu-i voi poate să, nu știu, să te simți... să ai o stimă de sine scăzută, ci e vorba să te vezi ca individ în ochii lui Dumnezeu. Da, ești creat după chipul lui Dumnezeu și asta rămâne în tine indiferent. Adică ai o valoare pe care Dumnezeu ți-o pune când te-a creat, care nu se schimbă orice face. Și tocmai că și Hristos a venit să caute și să răscumpere pe cei pierduți și pe noi, atât de mult ne-a iubit. Deci noi ne purtăm în noi iubirea lui Dumnezeu care este atât de uriașă, chiar și când suntem la fundul fundului, El ne caută și ne iubește și asta ne dă așa tocmai pentru că El ne caută în acel moment și ne socotește, ne prihănește dacă ne credem în El. Noi primim verdictul că suntem răscumpărați, că suntem fii lui, că suntem primiți, înainte să fim meritat ceva, înainte să fim făcut ceva. Și tot efortul nostru de a ne întoarce la El și de a-L asculta nu vine din dorința de a primi verdictul că suntem în sfârșit primiți, ci vine tocmai din faptul că deja au fost primiți. Exact. Și mi se pare că în momentul în care reușești să vezi copilul prin relația lui cu Dumnezeu, de fapt să vezi că el a venit pe lume pentru că a fost creat de Dumnezeu și cu un scop dat de el și că noi suntem alături de ei pe o perioadă și în fiecare etapă avem o anumită chemare, noi ca părinți. La început, da, trebuie să avem grijă de ei, dar pe măsură ce cresc, practic viața lor este toată călătoria lor cu Dumnezeu. Nu are așa de mult de a face cu noi și că lucrurile care se întâmplă și lucrurile pe care le fac copiii nu sunt o răzvrătire directă față de noi. Ei nu se trezesc dimineața cu scopul de a ne face nouă zile amare sau să ne enerveze sau să facă lucrurile astea, ci pur și simplu sunt dorințele alea din inima lor cu care trebuie să învețe să se lupte și în momentul în care îi vezi așa, că sunt persoane care au nevoie de salvarea lui Dumnezeu, poți ca să
te raportezi la ei cu înțelegere, compasiune și cu speranță și cu înțelepciune. Pentru că nu mai iei lucrurile așa personal, ci pur și simplu vezi, ok, copilul ăsta are pornirile păcătoase pe care le avem cu toții. El are nevoie de un răscumpărător pentru lucrurile astea și nu mai enervezi că, că nu mă ascultă, că eu i-am spus ceva și el nu face. Că nu asta e problema fundamentală. Da, da, da. Și înțelegi că este orb. Este orb la propria lui problemă. Și atunci, și așa cum și tu ai fost orb, a fost nevoie ca Dumnezeu să te facă prin harul lui să vezi. Să-ți vezi păcatul. La fel, și are nevoie de călăuzia Duhului și așa mai parte ca el să se schimbe. Și atunci ai compasiune și înțelegere. Da. Ok, asta a fost partea cu copiii. Cum sunt copiii. Acum să ne întoarcem la cum sunt părinții. Da. Așa cumva ca să luăm cartea pe ansamblu și să atingem cumva și introducerea. Este o carte care trece prin o serie de principii de reorientare. Asta e de reorientare a rolului nostru de părinte, astfel încât să fie aliniat cu întreaga viziune a Evangheliei și să fie integrat cu scopul nostru ca și creștin în lume. Și fără să avem o viziune, asta spune autorul încă din introducere, dacă nu avem o viziune și nu suntem bine orientați, trăim reactiv, trăim pe termen scurt și nu avem bucuria unei semnificații. Și atunci când n-avem tăria care vine din bucuria asta, tăria și răbdarea în mijlocul muncii zilnice, care poate nu are o răsplată pe termen scurt, nu vezi rezultatele imediate, sau poate în perioadele grele, iarăși nu ai tăria în perioadele grele. Și de aia e foarte important să avem o viziune largă a ceea ce lucrurile pentru care suntem noi chemați. Și foarte frumos face o comparație între ce înseamnă să fii ambasador, să trăiești ca trimis de Dumnezeu, ca trimis lui Dumnezeu, ca asta e chemata de părinte, să îl reprezinți pe Dumnezeu, sau să trăiești ca un proprietar al copiilor tăi. Și proprietarii, pentru ei central e ce își doresc ei de la copiilor și pentru copiilor, ei vor să dețină controlul, vor să facă voia lor, pe când ambasadorii reprezintă cu credincioșie mesajul, metodele și caracterul celui ce l-a trimis. Și nu acționează în independență, ci după propriile interese sau după presiunea lumii. Și așa mi se pare foarte frumos cum așa a fost și Iisus mereu. În continuu, în lucrarea lui, a arătat înspre Tatăl și a spus, eu nu v-am gândit de la mine, ci pe Tatăl făcând. Și așa suntem și noi. Noi ceea ce vedem pe Tatăl nostru făcând, asta suntem chemați și noi să facem. Iarăși o diferență între proprietari și ambasadori. Proprietarii sunt mânați de frică, pe când ambasadorii sunt mânați de credință și de iubire. Și o diferență foarte mare între astea. Proprietarii sunt prioritizează câștigul imediat, pe când ambasadorii se uită la transformarea pe termen lung. Asta e mai importantă. Când ai o viziune, o astfel de viziune asupra vieții tale, nu mai abordezi cu răbdare probleme, nu cu pretenții. Și te preocupi mai mult de proprietare greșelile și eșecuri decât de greșelile și eșecurile celorlalți. Și prioritizezi ascultarea cu atenția celorlalți și nu să fii tu cel care vorbește și cel care dă direcție și așa mai departe. Și de asemenea prioritizezi rostul și semnificația care este iar pe termen lung. O viziune de termen lung, nu tratezi numai ceea ce este oportun și ceea ce este comod la momentul respectiv. Și o diferență foarte mare între ei la identitate este că părinții proprietari își fac copiii să le poarte povara cumplită a stimei de sine a părinților. Și părinții percep fiecare eșec ca afront personal, legat de ce ai spus tu înainte. Pe când ambasadorii și-au primit deja identitatea și sensul în Dumnezeu și au viață și odihnă din care pot să dea mai departe. Și sunt gata să dea, uite de ei și sunt capabili de altruism și sacrificiu care necesită în slujba de părinte. Iar în muncă, în ceea ce privește munca, iar o diferență între ei doi, proprietarii cred că slujba lor să facă pe copii să devină imaginea pe care au ei în minte că e cea mai bună pentru părinților, pentru copiilor. Pe când ambasadorii știu că ei nu își pot schimba copiii, ci sunt instrumente în mâna celui care poate să-i schimbe. Succesul pentru proprietarii să copiilor să aibă performanțe academice, sportive, muzicale și mai departe, pe când pentru ambasador succesul să știe că ei sunt credincioși, să audă la final acel cuvânt că tu ai fost un rob bun și credincios, un ispravnic bun a ceea ce ți-am dat eu să faci. Asta e succesul pentru ei. Și restul rezultatului lasă în mâna lui Dumnezeu și au tot asta e o imagine pe care mi se pare că o transmite foarte mult cartea din nou și din nou în capitole, să trăiești cumva cu mâinile deschise, să faci tot ce poți, ce Dumnezeu îți dă și după aceea să lași mâinile deschise și să nu strângi, că vreodată poate să fie așa, 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 așa. Asta e imagine care mi-a plăcut foarte mult. Și iarăși, legat de reputație, părinții proprietari își văd copiii ca trofee, care le spun cât de reputație vor vorbesc despre proprietatea lor și, de asemenea, copiii poartă o rană adâncă dacă dezamăgesc pe părinții aceștia. Pe când, dincolo, ambasadorii, reputația lor este să caute slava lui Dumnezeu. Și deci vine o umilință și o credincioșie aparte.
Și asta se leagă foarte bine chiar și cu primul capitol din carte, care este despre ce este chemarea părintelui și este exact ceea ce ai zis tu până acum și ce îmi notasem eu este ce înseamnă succesul ca părinți. Cumva, mai ales, poate încep să fii părinte și la început ești așa foarte aglomerat cu toate lucrurile și ți se pare că trebuie să iei cele mai bune decizii în legătură cu somnul, cu alimentația, cu tot ce se poate în legătură cu copilul, dar și după aceea ai impresia că comportamentul copilului ai vrea ca să te duci undeva și copilul tău să se comporte exemplar și cumva dacă îți evaluezi succesul ca părinte după lucrurile astea, pui pe tine și pe copil o povară foarte, foarte mare, care nu ar trebui să fie acolo. Și că, de fapt, ce este succesul? Succesul ca părinte nu are legătură cu produsul finit. Și ăsta, cumva, e un lucru foarte greu de văzut, mai ales pe termen scurt, pentru că tot avem tendința să vrem să vedem rezultatele acum, vrem să vedem că am aplicat metoda asta și peste o lună nu mai avem problema asta de comportament. Și că nu așa funcționează, nu așa funcționează oamenii, nu așa funcționează relațiile și că nu o să vedem produsul finit la copilul de 5 ani, de 10 ani. Poate o să-l vedem doar când o să fie copilul nostru de 40 de ani sau și mai încolo. Ei, la fel cum noi încă nu suntem finiți, adică nu suntem terminați în transformarea noastră, încă avem atâtea defecte, atâtea domenii în care lucrăm, să înțelegem că și pentru copiii noștri e același lucru și că de fapt, succesul ca părinte e cât ai reușit tu să faci în timpul ăsta pe care l-ai împreună cu copiii, cât ai reușit tu să îi sprijini, să fii acolo pentru ei în modul în care te vrea Dumnezeu, să fii acolo ca ambasador, indiferent de rezultatele pe care le vezi după, pentru că anumite rezultate le poți obține și prin metode pe care Dumnezeu nu te cheamă să le folosești, să vorbim în curând și despre ele, dar cred că asta e foarte, foarte important și încă un lucru, faptul că mulți părinți simt că au eșuat și acum nu vorbim despre 2 sau 5 ani, vorbim despre când ajung copiii adulți. Mulți părinți simt că au eșuat pur și simplu pentru că copiii lor nu au devenit ceea ce și-au dorit ei să devină. Și asta e, din nou, o povară foarte mare pe care o poți pune asupra unui copil să îți imaginezi tu ce vrei să fie el ca adult și din asta să consider că ai avut succes dacă el a devenit ce ți-ai imaginat tu la început. Și un alt lucru pe care îl spune în capitolul ăsta cu chemarea este că slujba asta de părinte este o slujbă sfântă și foarte importantă. Are o valoare foarte mare. Până la urmă și Dumnezeu se definește în relația cu noi ca tatăl nostru și relația asta de părinte-copil este ceva foarte important. Și asta pentru că avem o influență foarte mare în viața lor pe care nu poate prelua biserica, școala, prietenilor. Și trebuie și noi să punem aceeași valoare pe această chemare de părinte, mai pe sus de lucruri materiale, mai pe sus de carieră, mai pe sus chiar de, spune acolo în carte și stau de acord cu asta, mai pe sus decât misiunea și lucrările în cadrul bisericii. Pentru că, de exemplu, un verset în Noul Testament spune că o calificare ca să te facă prezbiter bun este să-ți crești bine familia, să-ți conduci bine familia. Deci familia este foarte importantă și creșterea copiilor. Dar asta, scopul ei este să ca noi să trăim ca ambasadorul Dumnezeu și să-l prezentăm pe el, caracterul lui, să punem în ei iubire de Dumnezeu și să le arătăm o inimă alineată cu inima lui Dumnezeu. Și astfel îi creștem și pregătiți pentru viață, și pregătiți pentru slujba lor, pentru familiilor viitoare, pentru relațiilor viitoare. Da, și asta ce ai spus legat de chemare, e faptul că cumva există foarte multe moduri prin care se evaluează în societatea noastră, să zic așa, succesul unei persoane. Și cumva a fi părinte nu e neapărat în această scară, adică parcă, ai tendința să spui că o persoană, ok, și-a făcut și familie, a făcut și unul, doi copii sau fiecare cum consideră că e numărul ideal, dar după aceea e vorba despre timpul ăsta investit pe care nu-l care cumva nu se vede în exterior și pe care nu-l poți compara sau evalua și cumva societatea încearcă să spună că creșterea copilului o poți înghesui undeva pe lângă toate celelalte. Poți face așa ca pe ceva extra, că contează numai să ai timp de calitate cu copiii, că contează alte lucruri și că încearcă cumva să vândă imaginea de succes de părinți care lucrează foarte mult și totuși reușesc să se ocupe și de copii și cumva
ar trebui, ca și părinți creștini, să avem în minte faptul că noi, a fi părinte, nu e ceva ce înghesuie acolo undeva, pe lângă toate celelalte planuri, pe lângă tot ce faci, pe lângă tot ce-ți dorești să faci, mai înghesuie și să fii părinte. Deci e o chemare, în momentul în care ai făcut copii, Dumnezeu te-a chemat să te ocupi de ei într-un mod special, care înseamnă că o să fie foarte multe întreruperi, înseamnă că planurile o să-ți fie date peste cap, înseamnă că o să aibă nevoie să le fii părinte și când tu ai complet alte planuri și îți dorești altceva. Da. Și influența ta în viața lor e mare, fie că ești acolo, fie când ești acolo. Și prin absența ta, influența ta în viața lor e mare. Da. Și după aceea urmează principiul, al doilea Capitolul. este principiul harul, exact. Că Dumnezeu nu te cheamă niciodată să faci un lucru fără să te echipeze cu tot ceea ce ai nevoie. Nu te trimite niciodată fără să mergi și El cu tine, fără să meargă și El cu tine. Și aici, cred că ce mi-a plăcut foarte mult, e că un lucru care ar trebui să-l audă o mamă imediat după ce a născut, e faptul că te simți nepregătită și simți că totul e prea greu din cauza că așa trebuie să fie. Așa este slujba. Asta e slujba de părinte. Nu e ceva ce să-ți vină natural, ce să fie ușor, ce să poți să faci așa pur și simplu. Ai devenit mamă, deja știi deja ce trebuie să faci. Ci e ceva pentru care te simți nepregătit și simți că trebuie să faci imposibilul și tocmai asta e, trebuie să faci imposibilul pentru că îți vei da seama că ai nevoie de ajutor și ajutorul o să-l găsești la Dumnezeu care să-ți dea înțelepciunea de cum să faci lucrurile astea. Și că nu trebuie să te condamn pentru lipsa ta de pregătire și chiar și da, sunt multe lucruri pe care ajungi să le faci, pe care după aia ți-ai fi dorit să nu le fi făcut și îți din cauza că și noi suntem într-un proces de sfințire, într-un proces maxim de sfințire în această etapă și chiar pot să zic că, adică pentru mine nu a fost o experiență care să mă șlefuiască mai tare ca persoană, ca și caracter. Și să-ți arate neajunsurile și, da, și Exact. chiar și greșelile, că vorbești de asta, chiar și greșelile au un rol în asta și dacă noi suntem, avem umilința să le vedem și să le recunoaștem și față de copiii noștri, asta aduce o valoare foarte mare, pentru că ei înșiși se vor confrunta cu greșelile lor și atunci vor avea un model de ce pot să facă când greșesc. Și tot aici la har, e tocmai faptul că în momentul în care îți dai seama de toate neajunsurile tale ca părinte și spui că nu am răbdare suficientă cu copiii, nu am suficientă perseverență să fac lucrurile exact așa cum am spus, nu am suficientă bunătate, uneori parcă nu am înțelepciune, nu-mi dau seama efectiv ce ar trebui să fac în situația asta, că lucrul ăsta te face să fii sensibil la ei, la faptul că și tu ai nevoie de har, la fel și copiii au nevoie de har. Nu au nevoie să fie cineva acolo care să le arate tot timpul numai toate greșelile pe care le fac, ci au nevoie de ceva mult, mult mai mare decât atât și că cumva că au nevoie să vadă că avem aceleași lupte și chiar Suntem mai notasem aici asemănători că cu ei decât diferiți, mai asemănători cu ei. exact. Suntem foarte asemănători, dar la nivele diferite, că mi-am notat aici, de exemplu, Lenia, da? E ceva. Copilul nu își lasă lucrurile împrăștiate din cauza că vrea să te enerveze pe tine, ci pur și simplu e aceeași lene pe care o avem și noi care ne fac. Bine, nu toată lumea. Cei care se confruntă mai mult cu asta. Spune, eu sunt mai dezordonată de felul meu. Nu sunt mai dezordonată de felul meu, ci pur și simplu mi-e lene să mă ridic să strâng lucrurile respective când aș putea să stau să fac altceva. Adică lucru care ne face pe noi să amânăm să facem anumite treburi casnice și să lăsăm așa să se adune toate lucrurile, e același lucru care îi face și pe ei să nu vrea să-și strângă jucăriile, nu o răzvrătire față de noi, ci pur și simplu lenea sau enervarea. E același lucru. Mi se pare așa de frecvent în interacțiune cu copiii că copilul se enervează pe o chestie și Să te tu te enervezi enervezi pe el pe faptul că se enervează și cumva nu, dacă stai și privești în exterior, nu este nicio logică în spatele a ceea ce faci tu, pentru că tu în timp ce te enervezi, cer copilului să nu facă același lucru. Da, faptul că harul te face să îți sensibilizeze inima și te scapă de inima împrutită care doar cumva vede ce lipsește în ceilalți și nu ce lipsește în sine. Și, da, și aici de exemplu carte cu strici copilul să nu mai strige sau îi cerți că se tot ceartă pentru fleacuri și tu îi cerți la fel pentru fleacuri și le pretinzi bătate fără să le oferi. Și îmi place foarte mult cum există acolo un citat în care spune nimeni nu oferă har așa de bine ca cel ce își recunoaște propria lor nevoie de har. Și dacă pornim de aici, dacă pornim cu
cu o onestate foarte mare față de noi înșine, suntem mult mai, mult mai sensibili față de ei și mai, mai îngăduitori și mai putem să oferim și noi harul. Și aici o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult și care și mi se pare că poate să rămână foarte, foarte bine. Practic, în momentul în care tu ești supărat, frustrat, descurajat, nervos, când se pare că tot ce ești super iritat, tot ce vrei în relația cu copiii, îți pare că ar fi să scapi de ei, să ai 10 minute singur, că de fapt atunci tu nu ai nevoie să scapi de copii, ci ai nevoie să scapi de eul tău care te face să simți toate lucrurile astea. Și ilustrația pe care o dat-o este ilustrația cu dacă ai un bol cu apă și începi și îl scuturi, ce o să se întâmple? O să cadă apa. Și dacă te întrebi de ce a căzut apa, o să zici din cauza că ai scuturat bolul. Și pe de o parte e adevărat, apa a căzut din cauza că ai scuturat bolul, dar nu este singurul motiv. Apa a căzut din bol din cauza că era de la început acolo. Dacă înăuntru ar fi fost lapte, ai fi putut să scuturi bolul oricât de tare și niciodată n-ar fi ieșit apă afară din bolul ăla. Și la fel este și cu noi ca părinți. Da, copiii ne scutură. Sunt zile în care ne scutură bine, bine de tot. Dar ceea ce dăm în afară e ceva ce a fost acolo de la început. Este deja în noi. Nu ei au creat, ci ei doar au scus la iveală. Exact. Uh-huh. Ei au scos multe lucruri la iveală, dar apa aia pe care a avut-o, să spun, fiecare își știe comportamentele pe care ar vrea pe care copiii le scot din ei atunci când sunt zguduite, poate cuvintele pe care n-ai fi vrut să le zici sau faptul că ai strigat sau alte lucruri. Sunt lucruri care au fost acolo. Nu există expresia asta că spui că m-ai enervat. Persoana respectivă a avut un comportament. Tu ești cel care te-ai lăsat dus în direcția asta. Și da, și practic aici e faptul că dacă ne gândim din nou că suntem bolul ăla cu apă și în loc de apă ne gândim la toate lucrurile care dau pe din afară că suntem scuturați, că Harul lui Dumnezeu este cel care poate să ia de acolo toate comportamentele alea rele și să pună locul lor sensibilitate, bunătate față de copii. Și în momentul în care copiii ne scutură, să vadă sensibilitatea din noi. Și chiar așa era întrebarea asta care va pe mine m-a atins, că cum te-ar descrie copiii tăi? Dacă cineva ar întreba pe copii, cum e mama ta? Te-ar descrie ca sensibil. Și cumva mi se pare că e ceva complet diferit față de ce îmi vine să fac. Da? Când copilul nu te ascultă, nu îți, în mod natural, să zic așa, nu-ți scoate bunătatea și sensibilitatea la iveală, ci scoate alte lucruri și ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca El să fie cel care să facă că atunci când ești zguduit de copii, să iasă sensibilitatea și copiii să vadă o delicatețe plină de răbdare în loc de iritare. Și asta mi se pare ceva ce eu, cel puțin, prin propria mea putere, nu e ceva ce pot să fac. Oricâtă autosugestie sau orice altceva mi-aș face, nu e ceva ce aș putea în momentul în care simt așa cum agit și încep să clocotesc, în loc să trec spre duritate și iritare, să merg spre partea de răbdare și iritabilitate. Da, așa este și pot să confirm și la fel și pentru mine. Cumva trebuie să ne încarce Dumnezeu cu dragostea lui de sus, că altfel, prin puterea noastră umană, nu putem scoate lucrurile alea la lumină, nu le putem produce noi. Da. Da, și poate asta, mă gândesc așa și pentru alte mămici, știi că poate de obicei când te întâlnești cu mame, le vezi în general în starea bună, da? E ușor să te controlezi când ești în societate, majoritatea nu se înțeleagă să facă în societate ce fac acasă. Da. Și cumva, cred că pentru foarte mulți părinți asta e o luptă zilnică. Practic, la fel cum și pentru copii, totul e așa o luptă zilnică de schimbare, la fel e și pentru noi și sunt lucruri la care vedem rezultatul în timp. Adică pot să... altă idee era că un părinte bun este cel care greșește din nou și din nou, dar din ce în ce mai puțin. Nu din cap, din altă parte, dar era ideea că vom continua să greșim, dar scopul e să facem cât mai rar greșelile astea și cumva să nu ne simțim nici descurajați și asta era că
să nu intri în închisoarea regretului, că ai greșit față de copii, ai făcut asta, le-ai dat, ți-ai promis, uite, de exemplu, eu mi-am promis că în casa noastră nu o să fie țipete și am zis că nu vreau ca să le audă strigând la ei. Și am greșit în legătură cu lucrul ăsta. Dar după aia când mi-am dat seama, eram, ok, știu că mi-am propus să nu fie așa, nu vreau copilăria lor să fie cu amintiri cu părinții care țipă la ei, corectăm lucrul ăsta. Și cumva în momentul în care corectez și după un timp faci lucrul ăla din nou, nu trebuie să intri în regretul ăla să zici asta e, nu se mai poate, oricum eșuezi din nou și din nou și din nou, nu se poate schimba nimic. Știi? Și asta cumva să acceptăm faptul că și noi avem nevoie de har și din partea lui Dumnezeu și din partea copiilor noștri față de care am greșit și o să greșim și în continuare și nu o să pur și simplu nu o să reușim să facem totul perfect. Da. Și asta e și calea creștină până la urmă. Este o continuă mărturisire a păcatelor, o continuă reintrare în domeniul vieții, al ascultării. Și de fapt când vorbim pe lângă și Duhul Sfânt ne trage atenția, uite, ai făcut chestia asta, au fost din România, necontrolată în România, rea, și mai departe, pe momentul ăla, pe noi avem în continuu obiceiul să ne cerem iertare, reintrăm în domeniul vieții, unde e toată puterea lui Dumnezeu ca să ne ajute să împlinim ceea ce ne cere. Dar asta este o continuă reîntoarcere și în speranța că va deveni din ce în ce mai puțin și vom crește tot mai mult. Și apropo de ilustrația ta, pe care ai zis că te ajută foarte mult și eu am dat-o foarte mult, m-a plăcut, tot așa și legătură cu ce ai spus, mai este un lucru care m-am gândit așa ce puțin, că aș vrea să experimentez asta o zi sau o săptămână întreagă în care să am în minte necurmat în ziua respectivă că mai este cineva cu mine în cameră, mai este cineva cu mine acum în timp ce încăsă copii și chiar mai este Dumnezeu cu mine, care mă vede și asta e pe două nivele, mă refer la asta. Mă refer pe de parte când sunt oborâtă și simt că eu nu mai am putere în mine să fac ce trebuie, să știu că mai este cu mine și el mă ține pe mine, ne ține pe copii și ne duce înainte. Și pe de altă parte, când mă simt frustrată și tată și îmi crește tensiunea, să îmi dau seama, mai este ceva cu mine. Și cumva, făcând apel la ideea asta că în mine trebuie să se găsească bunătate, să îi cer ajutorul și... Da. Exact, adică că nu... Da, am înțeles ce vreau să zic. Și tot aici există cumva... Trebuie să recunoști ca părinte că cuvintele și faptele tale sunt o reflexie clară a inimii tale și să nu dai vina pe copil. Și ce se poate întâmpla e că dacă tu dai vina pe copil și spui că din cauza ta eu fac așa, din cauza ta ăsta așa, că voi m-ați dus așa... În momentul ăla să facă și la fel. Și asta, dar părintele ajunge să aibă inima împietrită. Și e lucru pe care îl observi la alți oameni, faptul că repetă tiparele greșite de comportament la nesfârșit. Și vezi în anumite relații, vezi anumiți oameni cum se raportează și vezi și după 5-10 ani că au aceleași probleme și aceleași conflicte și te întrebi de ce? Și tocmai asta, împietrirea aia care te poate face și pe tine ca părinte să ai impresia că ești auto-îndreptățit. Da, ești auto-îndreptățit. Da, că ești îndreptățit. Dar și, de exemplu, există o problemă, da? Copiii nu te ascultă când spui să fii la masă. Se poate ajunge să fie pattern-ul, mama spune la masă, nimeni nu vine, mama se enervează, până când mama nu o zis de 5 ori cu voce ridicată, haideți la masă, nimeni nu vine, știi? Și cumva se intră într-un pattern greșit, într-un pattern care după aceea aia viața de familie. Și asta e cumva da. Legat de împietrirea inimii. Da. Așa, asta a fost partea de har. Da. Urmează capitolul 3, cu legea. Partea de lege. Eu nu am spus principiul la mine, vezi să zici tu? Principiul legii, da. Stai? Acum... Copiii tăi au nevoie acum de scoperi. Copiii au nevoie de legea lui Dumnezeu, dar nu-i poți pretinde legii să facă ceea ce numai harul poate face. Și ideea capitolului este că legea este foarte importantă, ne arată ținta și ne expune rateul, dar nu este suficientă să scape de puterea păcatului. Pentru că dacă ar fi fost suficientă, Hristos n-ar fi fost necesar să vină și să moară și să învie ca noi să avem o nouă viață și o nouă inimă.
Eu ce vreau să zic, e clar, așa este, clar că altfel n-ar fi fost nevoie de Hristos dacă legea ar fi fost suficientă, dar ce vreau să subliniez aici, pentru că în capitolul ăsta autorul tratează cuvântul lege un pic mai larg, nu se referă strict la legea lui Dumnezeu, ci se referă la orice fel de reguli pe care le impunem în casa noastră, orice fel de directive, orice fel de chiar și la metoda de parenting în care tu ești foarte autoritar, să zic. Dar legea în sine, când vorbim despre legea lui Dumnezeu, asta vreau să subliniez că nu, ea nu este niciodată în opoziție cu harul, ci tocmai legea și harul sunt prietene. Și relația noastră cu Dumnezeu n-ar putea exista fără legea lui. Și o să există o grămadă de argumente în Biblie pentru lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu și când spune că ne dă inimi noi, ne dă inimi în care este scrisă legea sa. Iar Iisus a venit să împlinească legea, cine mă iubește va păzi poruncile mele. Deci legea este ceva foarte dătător de viață și este ținta spre care mergem și este acel lucru înspre care se schimbă mintea noastră și se renoiește mintea noastră. Și tot timpul legea lui Dumnezeu a avut în vedere schimbarea inimii noastre. Nu a fost vorba despre ceva exterior, pentru că Iisus condamnă foarte mult farisei care pe din afară păreau că ar fi fost împlinitori de lege, dar erau morminte văruite, așa îi numește Iisus, pentru că era totul de fațadă, dar inima lor era stricată. Și toată predica de pe munte este, de fapt, o readucere a legii în inima ta, să vezi felul în care îți confruntă inima, legea. Deci legea este ceva foarte bun și foarte dătător de viață, dar nu este suficientă pentru că noi avem nevoie de Hristos, pentru că în continuu cădem sub nivelul legii. Și avem nevoie de iertarea lui Hristos, de primirea lui, de curățirea lui, ca să putem să reintrăm în relație cu el. Și asta vine în continuu prin faptul că umblăm prin această lume, în continuu păcătuim, dar în continuu ne mărturisim păcatele, să le cam de spălarea picioarelor, adică reintrăm în relație cu el și orice păcat mărturisit este acoperit. Și atunci avem parte de puterea lui Dumnezeu. Da, asta am vrut să subliniez, că legea este ceva foarte important, chiar dacă ea nu este suficientă. Dar ce e foarte problematic în felul în care creștem copiii, că de multe ori ne înlocuim legea lui Dumnezeu. Nu punem ca ceva prețios în casa noastră, ci noi o înlocuim cu propriile noastre variante de lege, prin care, practic, numai ne afirmăm nevoia noastră de control, de confort, dorințele noastre și așa mai departe. Deci e vorba despre noi. Și Aici da. îmi notați chiar care sunt legile pe care le pun, pe ce se ghidează legile pe care le punem noi ca părinți de multe ori și de multe ori punem legi care sunt legate de confortul nostru, de plăcerea noastră, de control asupra copilului și asupra comportamentului său sau de succes. Faptul că ne dorim, ne-am făcut o imagine cu un anumit tip de succes pe care îl vrem pentru copil și atunci punem legi la care ținem foarte mult, care au foarte mult legătură cu asta și nu cu legile lui Dumnezeu. Adică nu au legătură cu practicarea. Mă gândesc acum care ar fi niște legi de genul ăsta. În Bune relațiile sau dintre frați. niște legi de Bune. tipul? Da. De exemplu, legea lui Dumnezeu, da? Între frați. Ar fi faptul că, acum un lucru pe care tot încerc foarte mult să îl insuflu lui David, e versetul acela care spune că tot ce este bun, tot ce este drept, tot ce este vrednic de spus, toate astea, lucrurile astea să vă Asta de însuflețească și sufletească. da, să te însuflețească. Și asta încerc foarte mult să transmit. Nu, faptul că tot timpul în relațiile cu oamenii încearcă să te gândești ca după ce au interacționat cu tine să fie mai bun, să fie mai fericit, Mai să zidit, ai mai. mai zidit, exact. Și tot timpul să te gândești când tu te joci cu surora ta, să te gândești la sfârșit ea să fie mai fericită legată de lucrul ăsta. Nu să-i produci ceva care să o facă să sufere, să, așa, cumva, tot timpul să te gândești la lucrurile bune, exact cum spune versetul ăla. Și asta e o lege bună, pe când noi putem să avem tot felul de alte legi la care să ținem la care să Orice ținem faceți, noi. numai nu mai strigați, sau orice faceți, numai nu mă Exact. deranjați pe mine cu fac chestia asta. Exact. Genul ăsta Da. de. Sau nu contează cum, dar o să ieșim cu toții curați din casă la ora aia. Nu că nu e important să fii punctual, să-ți faci anumite lucruri, numai că de multe ori ținem la. Ne enervăm foarte tare pe niște lucruri care Nu țin mai au, mult de niște legi date de noi. da.
Da, e normal să fie regulile casei ca să convențim bine, dar trebuie puse pe alt palier și tot timpul întrerupt pentru legile mai importante, sau pentru inimă, pentru schimbarea inimii. Da. Da. Și după aia, mai ai ceva de spus la capitolul ăsta? Nu. Putem următorul trece la capitolul 4 cu neputința. Dacă vrei să fii un părinte bun, trebuie să-ți recunoști neputințele. Și asta ce înseamnă cel mai mult? De faptul că să recunoști faptul că nu poți produce schimbare în copilul tău. Cred că asta e cumva, noi avem impresia că dacă o să citim suficiente cărți de parenting, dacă o să aplicăm suficient de consecvent o metodă, lucrurile o să se schimbe în bine și că nu îi... da, suntem de fapt destul de neputincioși, nu avem noi puterea să facem asta, la fel cum uneori mă gândesc la fel ca și cu relațiile cu alți adulți. Nu ai puterea să schimbi pe cineva. Poți să-i spui persoanei soțului, da? Poți să-i spui un lucru de un milion de ori și nu poți... Da. Există lucruri pe care, efectiv, nu stau în puterea ta, nu poți tu să schimbi alți oameni. Da. Și că pericolul foarte mare când îți dai seama, de fapt, că nu ai puterea să schimbi pe cineva așa cum ți-ai dori, să schimbi copilul în modul în care ți-ai dori, e că ajungi să folosești niște instrumente ale puterii care, de fapt, duc la niște consecințe foarte, foarte negative. Da, te îndepărtează de... rupe comunicarea, rupe apropierea și afecțiunea și... Da, da. Da, și aici... ce mi-am notat așa cu X, care sunt instrumentele puterii pe care le folosești atunci când simți neputința aia, că nu reușești să schimbi pe copilul meu, prima, frica asta cu amenințările și asta oricum și în cultura românească e foarte, foarte accentuat să insufli frică și prin minciuni și prin tot felul de lucruri. Exact, frica ca manipulare și că asta funcționează numai pe termen scurt și un lucru care cumva mi-a deschis mai mult ochii în legătură cu lucrul ăsta a fost că îți vei da seama în anii adolescenței dacă ai folosit frica. Pentru că frica funcționează numai până când copilul devine suficient de mare cât să nu mai aibă efecte asupra lui. Și că mulți părinți ajung, când copilul ajunge adolescent și dintr-o dată se pare că se schimbă, să spună că ce s-a întâmplat cu copilul meu și că răspunsul e că nu s-a întâmplat nimic. Problemele astea au fost în el de când era mult mai mic, numai că tu prin frică e schimbat anumite comportamente. Acum e suficient de mare încât să-ți spună nu mai funcționează frica, nu mai fac lucrurile astea pe care până acum le-ați gestionat. Al doilea lucru ar fi răsplata, care aici ăsta e un subiect mai complicat, ca să zic așa. Că, deci, pe de o parte, problema cu răsplata e că copilul se poate ajunge să se gândească numai la răsplată, să aibă un comportament bun, nu din cauza că își dă seama că e greșit să faci un alt lucru. Adică să-i spui, dacă nu-ți mai lovești surioara timp de 3 zile, primește asta. El nu își oprește pornirile de a-și lovi surioara din cauza că își dă seama că e un lucru rău. Exact. O înțeles cum afectează asta relația, o înțeles că surioara nu trebuie să treacă prin lucrul ăsta sau așa mai departe, ci pur și simplu de fapt tot el se gândește și poți să ajungi de fapt să-i alimentezi și mai mult dragostea de sine, că spune, ok, o să fac lucrul ăsta ca să primesc eu, pentru că eu vreau. Și, de fapt, tu nu abordezi rădăcina problemei comportamentului respectiv. Da, și îl faci dependent de a tot primi chestii ca să facă ce spui tu. Și acesta este un mod foarte stricat de a crește pe copil, da. Dar răspata, da, clar, poate fi foarte manipulatoare și foarte greșit folosită, dar în același timp există și moduri pozitive. Eu nu credem că răsplata este în totalitate ceva negativ, doar că poate fi folosită foarte negativ. Și ea poate fi și foarte pozitiv folosită ca să-i ajutăm, să-i extra motivăm până când ajung acolo. Și plus că există comportamente non-morale care sunt efectiv dificil de învățat, de deprins, dar odată deprinse sunt ele în sine o răsplată. De exemplu, cum a fi cititul. Până învață să citească, îl motivez cu înțelept, cu un anumit mod, ca să poată ajunge acolo. Că odată ce ajunge acolo, deja e bucurie pentru a cititul. Sau chestii banale, cu sfatul pe dinți, cu făcutul patului. Adică sunt lucruri care tu nu răspătești că s-a spătat nușa pe dinți în ziua respectivă sau că și-a făcut patul astăzi, ci tu răspătești automatizarea. Prin exemplu, dacă prin sistemul acesta de
să ai un tabel foarte mare cu 50 de zile. Dacă 50 de zile te speli zi, nu, hai că acum am spart pe dinții, mă spart pe dinții, dacă 50 de zile îți faci patul, în fiecare zi, zi de zi, 50 de zile, primești chestia asta. Tu nu răspătești ce a făcut tu patului, cât răspătești că copilul și-a format un obicei de a face patul și după aia gata, obiceiul rămâne. Deci poate fost și în mod constructiv lăsata. Plus că deseori noi uităm de faptul că învățăm foarte mult prin practică și uneori pur și simplu trebuie efectiv să faci lucrurile așa, la început e foarte greu, dar făcându-le mintea ta se schimbă și ajungi să conștientizezi mai bine lucrurile și așa mai parte. Deci nu trebuie subestimat practica, trebuie să ne ajutăm copiii prin multe feluri de a practica ceea ce este bine. Că... Da, da, dar... Sunt foarte de acord și eu m-am gândit de multe ori legat de răsplată și consecințe, că auzeam așa de multe ori că n-ar fi un mod bun de a face anumite lucruri. Și după aceea mă gândeam că, de fapt, foarte mult din viața noastră funcționează pe sistemul de răsplată și consecință, pentru că, până la urmă, te duci la serviciu fiecare zi pentru că pentru a-i ca ai răsplata de la sfârșit, care e salarul, și te duci în fiecare zi, deși uneori ai vrea să mai dormi, din cauza că știi că o să fie consecințe. Deci nu e ca și când putem să... se exclude partea asta din viață care există. Exact, că anumite lucruri vor duce la o anumită răsplată și anumite lucruri la consecințe. La fel e cu atâtea lucruri din viața noastră și de adult. Pentru copii sunt foarte multe consecințe pentru tot felul de lucruri pe care ei n-au cum să le vadă că pe termen lung și n-au gândirea aceea de perspectivă. Și atunci îi ajutăm cu le tem în bucățele mai mici și încă ei n-au cum să știe ce fain să citești, să ai o carte mână și să citești și ore și să te uiți de tine. N-au cum să știe în chestia aia. Adică, acum știu ce fain să citim noi, dar nu știu ce e aia să pierdă ei într-o lectură. Și până ajung acolo, degeaba tot spunem că ce fain e, hai, încearcă, încearcă. Îi ajut prin... dar o faci înțelept, nu o faci manipulator, nu o faci... Exact. Cred că exact ce ai zis tu pe termen lung. Adică dacă ai face așa ca în viața reală, să știi că există anumite... faci lucrul ăsta un timp îndelungat și pe aceea primești un extra beneficiu, nu să spui, dacă veniți acum în mașină repede la timp, toată lumea primește o înghețată. Exact. Sau genul ăsta de răsplată care vrei atunci, vrei pe moment atunci să știi ceva și atunci zici, exact. Mm-hmm. Exact. Și atunci dar spui... tu răspătești diligența lor, perseverența lor, că nu s-o străduit zi de zi de zi. Asta e un lucru foarte fain. Vai, învață-l de mic, că-i duce departe în viață. Clar că vrei să înveți lucrul ăsta. Mm-hmm. Da. Și acum, întorcându-ne la instrumentele puterii care sunt negative, deci aici cu răsplata nu a intrat el în foarte multe detalii, dar e cu foarte multe nuanțe ideea de răsplată, dar aici cred că s-a referit efectiv la lucrul ăsta, să tot zici, dacă faci asta, faci asta, așa ca să obții pe termen scurt, imediat să poți obține exact ce vrei. Și al treilea lucru, care e foarte, e vorba de rușine, e din nou un lucru care mi se pare că e... știu că foarte mulți oameni ajung să sufere pe termen lung și exact asta spunea și aici, că ai, în momentul în care folosești rușinea pentru a face, pentru a schimba comportamentul unui copil, tu îi dai acolo moștenire negativă care o să-l urmărească foarte, foarte, foarte mult timp. Îi sădești în inima lui niște lucruri care nu ai vrea să fie acolo. Dacă ți-ai dat seama ce faci în el prin faptul că îl rușinezi și cum o să-l afecteze pe termen lung, mai face lucrul ăsta. Și că pe termen scurt poți să aibă un efect foarte bun, mai ales că există copii sensibili care imediat cum un pic îl faci să se simtă rușinat, o să te asculte într-un totul. O să fie compliant, Exact. Și că, de fapt, tu nu ajungi la inima copilului, tu nu ajungi la... Efectiv, nu ajungi la rădăcina problemei respective, ci pur și simplu creezi o altă problemă în copilul tău. Și face acolo o diferență între o vinovăție orizontală, care e legat de rușine. Și tu îl faci să se simtă rușinat și el reacționează și face ce spui tu. Dar asta tot are diferit de o vinovăție verticală în care tu, practic, îl pui în contact cu Dumnezeu, în contact cu inima sa și atunci rodul acestei tip de vinovății verticale e că el își vede, își recunoaște problema și apelează la Dumnezeu pentru ajutor și își mărturisește problema. Asta e total altceva și asta e ceva benefic, dar cumva o faci din nou ca ambasador. Tu ești un intermediar între el și Dumnezeu. Cum ales să-l aduci spre Dumnezeu și să-i arăți că inima lui îl duce într-o direcție greșită. Rușinea ca mod negativ e legată de
relația cu tine, să spui, nu pot să cred că faci una ca asta, după tot ce face pentru voi, voi încă mai spuneți asta, sau am cheltuit atâta să mergem în vacanța asta și nu puteți să fiți recunoscători și să încercați un pic să vă comportați și voi bine, genul ăsta de rușine, să fie relația cu tine, să-l faci să se simtă rușinat. Așa. Dificilă. Și dificilă tema. Da. Și asta e foarte frumos cum spune el, că trebuie să te înțelegi că tu nu ești creatorul schimbării, ci ești reprezentant al autorului schimbării. Și asta mi se pare așa o idee deliberatoare. Să înțelegi că nu îi controlezi prin aspirii manipulare, ci vezi să-i redirecționezi spre Dumnezeu, să-i pui în legătură cu el, ca el să-și facă lucrarea în viața lor. Și asta zic, e liberator că nu mai cauți neapărat să produci tu schimbarea, pentru că știi că nu tu o produci. Și poți crea iarăși cu mâine deschise și tu ești cumva intrat într-o aventură a încrederii în Dumnezeu, că tu îți faci partea ta, ești credincios, te rogi pentru copiii tăi, le arăți spre Dumnezeu, le arăți și te oprești acolo și lași pe Dumnezeu să lucreze. Adică tu uzi sămânța și poți să te culci liniștit că sămânța crește și când dormi tu și când este acolo pildă în care... Și când dormi și când îi trează, sămânța crește. Dumnezeu face să crească. Tu poți să dormi liniștit. Mi se pare foarte frumos. Da. Așa, încă am uitat o chestie legată de răsplată. Cumva și Dumnezeu în Biblie ne spune foarte multe atenționări și foarte multe răsplăți ne pune înainte, dar tot timpul focusul a ceea ce spune este inima noastră. Niciodată nu e comportamentul nostru, ci inima noastră. Ne invită, ne atrage cu spre inima noastră, spre schimbarea inimii noastre. Înțeleg, la fel și noi trebuie să preluăm modelul ăsta și răsplata pe care o punem copiilor noștri să fie de acea manieră încât să îi ducă mereu la rădăcina. La rădăcina problemelor și la rădăcina ceea ce vrem noi să studim în ei și să crească în ei. Da. Bun. Așa. Și următorul capitol este cel despre identitatea. Și anume, dacă nu ți-ai ancorat identitatea în Hristos, o vei căuta în copiii tăi. Și aici, din nou, poate lucru care ar trebui orice mamă să-l audă la început, e faptul că vei avea tendința naturală să-ți cauți identitatea în copiii tăi. Să crezi că dacă copilul tău ajunge într-un anumit punct sau are un anumit comportament, ești mai valoroasă și, pe de altă parte, când nu reușești să faci lucrurile astea, să simți cum identitatea ta suferă foarte mult și, efectiv, te identifici cu copilul când nu ar trebui să faci lucrul ăsta. Și, practic, ăsta e motivul pentru care părinții simt toate succesele copiilor, le simt ca și când ar fi ale lor. Exact. Și toate greșelile copiilor și le însușe, cumva, le resimt ca și când ar fi ale lor mult mai tare. Și tocmai greșeala asta de a te identifica cu copilul și, de fapt, e ceva care, ai spus și tu la început, că pune o povară cumplită pe un copil. Să știi că identitatea părinților tăi depinde de tine, de ce reușești tu să faci în viață, de cum reușești tu să te comporți. Și ce te ești într-o poziție foarte jalnică, că ești la... Ți se pus bucuria și pacea în mâinile lor și în reușitele lor. Și ei copii, ei sunt imaturi, sunt imperfecți și clar că nu vor... E o poziție foarte proastă ca să spui pacea ta. Și iarăși, aici înseamnă și să-ți dorești prea mult dragostea și respectul lor. Să-ți dorești tot felul de lucruri pe care nu ar trebui să le ceri de la un copil care e imatur. Ar trebui eventual de la un adult, de la soțul tău, dar și mai mult de atâta ar trebui ca identitatea să fie foarte puternică, ancorată în Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate umple locul respectiv. Orice relație umană pe care o încercăm să o punem în locul respectiv, are C.S. Lewis o carte foarte faină, pe care am citit cu foarte mult timp în urmă, dar așa de puternic mi-a rămas în minte, cele patru iubiri. Și acolo arată cum orice iubire omenească pe care o pui pe poziția de zeu, când o iubire devine zeu, devine demon. Asta este premisa lui în carte respectivă și merge prin foarte mult și arată cum se întâmplă chestia asta. Când o pui pe pedestalul în care arată să-ți fie sursa ta, arată să-ți fie ceea ce te definește, ceea ce te încarcă, ceea ce îți dă scop în viață și identitate, atunci se va nărui relația respectivă și tu și cealaltă persoană, pentru că nimeni nu poate sta în poziția respectivă. Da. Noi trebuie să venim de la poziție împlinită deja de Dumnezeu ca să putem să oferim, pentru că numai așa poate dragostea agape să... și copiii au nevoie de dragostea agape care slujește și care dă cu mâine deschise. Și din nou revin la pilda fiului risipitor, care mi se pare atât de minunat, modelul tatălui, mi se pare atât de frumos modelul ăla și chiar îmi doresc foarte mult să fiu un astfel de părinte și eu care i-a dat totul copilului său, i-a dat totul și după i-a dat drumul. Deși l-a costat foarte mult și știa că o să propădească tot.
Dar i-a dat drumul, pentru că asta face dracu să adapte și după aia, nu numai că a dat drumul, dar a fost capabil în tot timpul ăla cât el a fost departe și și-a cheltuit averea, a fost mereu capabil să plece înapoi. A fost cu inima deschisă, n-a fost plin de resentiment și a fost gata să-și facă firul înapoi. Și o astfel de trăire trebuie să avem și noi, dar pentru asta avem nevoie de o sursă din afara noastră care să ne încarce, ca noi să fim tot timpul gata să dăm. Da. Deci, tot legat de identitate, când îți găsești identitatea în copii, că de foarte multe ori asta duce la tensiunea pe care o resimțim în relația cu copiii noștri și aici, nu știu unde să fac paranteza asta, dar o să fac aici, faptul că lucrurile despre care vorbim nu se aplică pentru copiii extrem de mici. Adică, cred că eu când spun toate lucrurile astea, mă gândesc la relația mea cu David cel mai mult, care are 5 ani. Nu mă gândesc așa de mult la relația cu Rebecca, care are doar 2 ani și jumătate. Mm-hmm. La tine, Isa, e și mai mare decât David. Cred că mult mai... Nu știu, dacă și tu te raportezi mult mai mult, mă gândesc că te gândești la cei mari și nu la cei mai mici. Și asta e un alt lucru care voiam să spun, că atunci când toate lucrurile despre care le-am discutat, nu e vorba despre un copil de un an, un copil de un an care plânge să te gândești că te-ai pierdut și de asta plânge, ci nu. Pentru mine chiar, mi este greu să zic care este vârsta aia la care începe parenting-ul, așa cum îl descriem aici, pentru că la început, da, copilul are foarte multe nevoi, are nevoie să crească, are nevoie de noi pentru alte lucruri și știu chiar când era David mic, mă gândeam, ce fain, nu trebuie să le duc. Deci așa, în primul an de viață, mă gândeam, ce fain, pot pur și simplu să mă bucur de el și după aia... În măsură ce creierul se dezvoltă și devine tot mai capabil, devine capabil și de bine și de rău. Da. Și nu știu exact care să spun că e punctul ăla. Pentru mine personal a fost foarte mult când a început să vorbească. Da, așa, de pitește copil, dar mi s-a părut foarte... Până când n-a vorbit, foarte multe comportamente, puteam să zic eu ce poveste voiam în spate. În momentul în care a început să vorbească, am putut să înțeleg. Adică mi s-a părut că în momentul în care a putut să verbalizeze, atunci am putut să înțeleg mult mai bine cum... am putut să simt așa că de acum e vorba de parenting mai mult. Da. Chiar dacă și până atunci au fost multe lucruri, doar că mi se pare o etapă... E foarte diferit în momentul în care începe să vorbească și să se exprime bine și să înțelegi mult mai mult din ce e în interiorul lui. E o etapă diferită. Că acum vreau să spun despre tensiunea din relație. Și asta e că ai tendința să iei totul ca pe un atac la persoană. În momentul în care identitatea ta e în copil, ai impresia că tu te simți ofensat, că ai impresia că el face ceva împotriva ta. Și că practic ce se ajunge e ca părintele să lucreze împotriva copilului, cumva să fie așa o luptă părinte contra copil, în loc tu să înțelegi că te lupți împreună cu copilul, cu lucrurile care sunt el, da? Tu te lupți cu copilul față de... De exemplu, copilul ia jucăriile celuilalt, nu lasă să joace. Dorința din inima lui e ca lucrurile se întâmple exact așa cum vrea el și să nu renunțe deloc. Cumva tu înțelegi că trebuie să lupți împreună cu el, împotriva la dorința asta și nu să fii cel care îl acuză și tot timpul ești împotriva lui. Că atunci o să simtă neajutorat și nu o să înțeleagă ce trebuie să facă și cum. Da. Și un alt lucru legat de asta cu identitatea, mi se pare că e o capcană, cel puțin eu chiar tind să cad în asta, să mă las dividită de succesul și eșecul lor și să am nevoie de performanța lor sau de ascultarea lor, ca dovadă că îmi fac bine treaba, că ceea ce fac e ok. Și cred că asta e o capcană, mai ales o ispită puternică, mai ales când ai renunțat să zic la anumite lucruri ca să te ocupi de creșterea lor și cumva simți că miza e mare, că oamenii trebuie să dovedești ție și celorlalți oameni că nu stai degeaba acasă cu ei, să zic. Și da, e o chestie foarte... E greșită să faci chestia asta. Trebuie să-ți înțelegi care sunt rezultatele, că vin pe termen lung și mai departe. Și dacă... Trecem așa la proces? Sau vrei să mai spui ceva? Da, vreau doar să zic că cum poți să-ți dai seama dacă îți pui identitatea în copii sau nu? Pentru că normal că toată lumea spune că eu nu-mi găsesc identitatea în copii. Adică dacă cineva ar veni la tine și s-ar spune că vezi că îți găsești prea mult identitatea în copii și de asta ai probleme, ai spune că nu e adevărat. Și cumva cum îți poți da seama? Testul. Ești testul. Ești, unu, ești mult prea preocupat de succes. Doi, ești prea preocupat de reputație. Da. Trei, îți dorești foarte mult să deții controlul. Și asta, un nivel ridicat de control, de fapt, de multe ori stă în calea creșterii și dezvoltării copilului tău. Tu... Da. Al patrulea, pui mai mult accent pe a face decât pe a fi, dar te interesează mult mai mult comportamentul decât ce e în interiorul lui. Și realizările lor decât inima, Exact. Și cinci, ești tentat să iei totul personal. Asta mi se pare că e
Din exterior e așa de ușor să vezi chestia asta, când cineva ia lucrurile personal, dar Da, când e din vorba despre interior. tine, Ți se pare e că ceva ai la... foarte de toate. Ai de toate să faci asta. Da. Da, exact. Și legat de succes și reputație, cele două, primele două, ele, succesul și reputația, nu sunt ceva rău în sine, dar nu pot fi urmărite ca scop, ca țintă. Ci sunt numai niște produse secundare, dar trebuie să urmărești altceva mai înalt decât succesul și reputația. Da. Și Exact. atât de ispravnic ajută foarte mult asta. Tu ai primit niște lucruri, ți s-au îngrețat niște lucruri și trebuie să faci tot ce poți să fii credincioși și după aceea să stai și mai deschise pentru rezultate, pentru că Dumnezeu se ocupă de rezultate și tot așa, legat de, apropo de pilda fiului risipitor, tu nu știi dacă ai rezultat. Uite-te, fiul risipitor, tu crezi că ai eșuat și fiul risipitor a plecat de acasă, dar de fapt s-a întors după aia în final. Adică ceva, comportament greșit, problema asta remediat. Dar poți face și invers greșeala, să zici că am un copil acasă care este foarte bine și după aia dintr-o dată te trezești cu inima lui nu e deloc acolo. Deci cumva, făcând apel iarăși la pilda neghinei, trebuie să lăsăm pilda aia în care într-un ogor era semănat greu și a venit altcineva și a semănat neghina și a avut să smulgă neghina slujitorii și au zis stăpânul, nu o smulgeți că seamănă prea mult una cu alta, lăsați-le să crească și când va fi vremea recoltei, atunci aveți cisele deosebiți. Și noi la fel nu trebuie să judecăm foarte, nu trebuie să judecăm pripit cum au ajuns copiii noștri, că nu știm încă. Noi trebuie să ne facem cât de jos partea și Dumnezeu va avea grijă de rezultate și de judecată vremea potrivită. Un alt principiu, principiul procesului. Procesului. Da. Trebuie să privești transformarea copiilor tăi ca pe un proces care se desfășoară pe termen lung și nu ca pe un eveniment. Și asta nu știu cumva, mi se pare Mi că se pare foarte e, fain capitolul ăsta. da. Și că e un lucru pe care dacă ți-l însușești ca părinte, Ești te liber. eliberează de o presiune Da. foarte... Exact. Deci Da. asta, te eliberează de o presiune foarte, foarte mare. Să înțelegi că nu, copiii nu sunt niște lucruri așa cauză-efect, cum Da. mi-am dorit Și să nu fie. trebuie să spui toate ouăle într-un moment. Acum, în conversația asta, trebuie neapărat să-l fac să vadă lumina. Nu, o să se întâmple de-a lungul timpului, din aproape în aproape, pas cu pas, imperceptibil uneori, un pic de conversație acum, un pic de conversație acum, spui un cuvânt la culcare, un cuvânt la mașină și tot se leagă în timp și tu trebuie să treci cu atitudine de proces, să știi că mergi într-acolo, tu clădești zi de zi spre în direcția asta și privești zilnic toate lucrurile care vin spre tine ca oportunități să duci discuția mai departe și să construiești în procesul ăla de care vorbim, să faci pași într-acolo. Și atunci când apare o oportunitate, nu mai costă ca o bătaie de cap, ca o întrerupere, ca o complicație, că asta e treaba ta de făcut. E dar și ocazie. Și pentru mine asta e, că revine ideea asta foarte des în carte și ideea mea, nu știu, asta a fost the biggest takeaway pentru mine în cartea asta, să-mi schimb optica și cumva să vreau să încep în fiecare dimineață cu o rugăciune de refocalizare în care să îmi dau seama că astăzi vor fi provocări, vor fi lucruri care mă face să-mi crească tensiunea, să mă frustrez, vor ceta, vor vorbi urât, vor fi plângăcioși, neascultători, nepăsători, nemulțumitori și așa mai departe. Dar toate astea nu să le văd ca trigăre sau ca întreruperi, ci le văd ca oportunitate. Pentru că am ocazia să merg la rădăcina problemelor, am ocazia să slujesc nevoilor de Dumnezeu și să le vorbesc despre nevoia inimilor și a mele, că suntem la fel în aceeași oală amândoi cu toții. Și chiar aici s-a semnificat tema, în aceste momente, și aici am ocazia să mă primesc marea trimitere. Și trebuie să le primesc cu bucurie, cumva să nu le văd ca o, să nu fiu expeditivă și să le văd ca o întrerupere, am mai spus înainte, și să scap repede de ele, ci asta îi treaba mea. Și atunci nu mai sunt nerăbdătoare, nu mai sunt manipulatoare, nu mai vreau să controlez prin tehnici ca totul sau mediu ca totul să fie bine, să văd de treaba mea. Și sunt gata să întrerup orice planning, orice to-do list, orice cina, ce am de rezolvat, ca să mă ocup de chestia asta, pentru că asta e ceea ce prețuiesc Dumnezeu cel mai mult. Și mă tot gândeam, oare ce e nevoie în inima mea ca să se întâmple chestia asta, ca să pot să-mi schimb mental focusul, să nu mai văd toate lucrurile astea ca întrerupere, ci să le văd ca oportunitate. Și m-am gândit și cred că asta trebuie să mă duc zilnic inima mea Dumnezeu să-mi fie cotată de idoli, cum sunt eficiența, confortul, curățenia, succesul. Ăsta fel de lucruri pe care mi se pare că le pun mai presus decât ceea ce mi s-a dat mie acum să fac în viața lor și să construiesc în viața lor. Și să-mi pun întrebarea ce pățesc cel mai mult. Că asta să-mi determine pe urmă reacțiile în ziua respectivă. Și oare, asta e o întrebare foarte faină, oare ce pățește Dumnezeu la copiii mei e diferit de ceea ce aștept eu de la ei? Și
și să mă gândesc dacă așteptările mele de la ei se aliniază cu ceea ce Dumnezeu plățește la ei și să am grijă să le aliniez. Doar că cu toată chestia asta de a lăsa deoparte planurile mele și agenda mea, nu vreau să zic că vreau să fac o precizare, nu vreau să zic cu asta că trebuie să transmit doar mesajul că nevoile lor sunt mai importante decât ale mele. Și asta vreau să zic că neapărat pentru părinții care ca mine sunt mai pasivi și mai non-confruntaționali și au un copil care e mai invaziv, dacă sunteți într-o astfel de situație cum sunt eu, e foarte important să transmiteți copilului invaziv că ambele nevoi contează, nu doresc numai ale mele, nu doresc numai ale lui, ci într-o altă situație contează ambele nevoi. Și atunci, pentru asta ai nevoie de limite și de control ca să conveți. Și cu cât e mai puțin autocontrol acel copil sau cu cât vrea mai mult să controleze pe ceilalți, are o persoană asta mai puternică, cu atât mai fermă trebuie să fie limita și controlul. Deci asta nu se exclud, cele două. Ci, da. Legat de ce ai spus mai înainte, că da. În momentul în care tu vrei să fii foarte eficientă, ți-ai făcut anumite planuri pentru zi și apar întreruperile, un lucru care mi se pare important, când înțelegi, când înaintezi prin zile cu sentimentul unui proces în minte, cu sentimentul unui proiect, unui proiect, tu, pentru tine, scopul nu e să fii doar un părinte reactiv, care tu încerci să-ți duci viața și în momentul în care copiii tăi fac ceva, ești dintr-o dată, stai un pic, ce s-a întâmplat, să vii repede cu o idee, cu o soluție. Nu ăsta se întâmplă și partea asta. Se întâmplă. Da. Doar că mai trebuie să existe o parte mult mai mare, care e vorba despre proiectul nostru pentru copiii noștri, e vorba despre lucrurile pe care vrem să-i insuflăm, despre lucrurile bune spre care vrem să-i îndreptăm. Și asta e partea de parenting, partea care ar trebui să ne ocupe foarte mult din energie și din timp, pentru că, de fapt, partea asta o să facă și ca cealaltă să scadă cu timpul. Da. Da. E foarte ușor să tot fii numai reactiv și restul timpului să cumva să vrei să te detașezi, să zici, azi au fost deja 30 de probleme, de conflicte pe care le-am rezolvat, acum am nevoie să stau liniștit, ci nu, ci ai... Știi că ești într-un proces de lungă durată și știi, ok, copiii mei se ceartă, dar care e problema din spate? Ok, trebuie să lucrăm la partea asta, încerc prin alte mijloace să-i fac să conștientizeze problema, nu numai în momentul în care sunt conflictele și momentele alea de tensiune. Atunci poți găsi o soluție de termen scurt, dar de fapt lucrurile se schimbă folosind capitalul celălalt, adică folosind alte oportunități pe care le creezi tu, oportunități de interacțiuni mai bune, din care copiii să învețe, nu doar interacțiunile acelea agitate și stresante, în care toată lumea e cu emoțiile în pod și atunci, atunci, ci schimbarea să fie ceva ce să vezi pe termen lung și foarte mult în afara momentelor tensionate. Dar trebuie să le urmărești tu activ, intențional, ca să se poată petrece și în afara momentul în care îți sare în ochi, e nevoie de ceva. Exact. Dar și apropo de asta, dacă cumva te lași numai emoțional ghidat, e foarte periculos, pentru că, pe de o parte, dacă ești la pământ cu emoție super negativ, super tensionat, super enervat, în ziua respectivă vei fi super reactiv, de fapt când fac o postie, de ce nu mai, s-a ajuns, e fost super obligatură cumva. Dar dacă ești într-o zi foarte, foarte bună și fac o prostie și zic, n-ai chef să intervii, că ești comod, n-ai chef să... Iarăși nu o să reacționezi și întotdeauna, ce înțeleg din chestia asta? Nu înțeleg nimica. Adică o să înțeleagă, trebuie să fii foarte de la starea emoțională a mamei. Dacă este prodispusă, trebuie să fim cuminți. Dacă nu, putem să-mi ținem că... Deci cumva, nu, asta e tocmai opusul procesului, opusul imediatății de proiect. În imediatea de proiect, tu nu reacționezi, ci răspunzi. Și răspunsi, adică valorifici, prin răspunsul tău, valorifici ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit legat de inima lor, legat de obiceiurile lor, legat de lucrurile care știi că tu trebuie să-i înveți. Când ești cu ochii, așa ești orientat încât să observi când ai ocazia și să profiți de ocazii respective. Și asta, știu că a fost o întrebare legată de cum s-ar putea pune în practică lucrurile astea. De exemplu, la partea asta cu ideea de proiect, ce mi se pare mie că se poate face în practică e efectiv să ai anumite domenii despre care să știi că vrei să discuți cu copiii și că ăsta e proiectul tău. Și mă gândeam cum
Ok, vă gândeam, noi, eu și Ada ne-am cunoscut în cadrul unei asociații în facultate, Asociația Medicilor Creștini. Și cumva mă gândeam cum organizam lucrurile în facultate și cum ne gândeam, ok, studenții ar avea nevoie în anii Da. ăștia să învețe despre eficiență, organizarea timpului, cum să învețe. Deci aveam cumva, aveai un proiect legat de ce Da. ar trebui oamenii să învețe în anii ăștia. Și la fel poate să fie și față de copii. Să Da. ai în minte, sunt un proiect, ai vrei ca să înveți multe lucruri și adevărul este că se poate să trăiești prin viață și să treacă luni de zile și despre anumite subiecte să nu discuți deloc, pentru că ești mult prea, ori ești ocupat cu toate activitățile pe care le ai, ori ești ocupat reacționând la tot ce apare și să ajungi la un moment dat să îți dai seama că copilul a devenit adolescent și nu ai reușit să-i transmiți anumite valori din anumite domenii pe care ai fi vrut să le transmiți. Asta Da. pe de o parte și pe de altă parte mi se pare că efectiv să fii foarte conștient care sunt problemele pe care le are copilul și să încerci să lucrezi la ele. Adică, cumva să mi se pare că e super particular, dar dacă stai un pic și analizezi și te oprești, îți dai seama că, de fapt, problemele dintr-o zi sunt repetitive, dar sunt, de fapt, au câteva substraturi. Nu știu dacă Da, vezi da. și tu lucrul ăsta la copilul tău. Da, da, Adică, da, da. cumva există două, trei motive, de fapt, care duc la toate problemele alea care apar într-o zi, știi? Și cumva să fii conștient de care sunt slăbiciunile copilului tău, și să te gândești cum poți să lucrezi activ în direcția asta. Și un alt lucru practic ar fi pur și simplu să trăiești mult mai încetinit, să-ți lași loc de timp, de exemplu la culcare, să pornești de vreme procesul de culcare ca să ai timp, că la culcare le umblă limba de nu se mai opresc, că nu vor să doarmă. Să lași un pic de timp, să calci aici, să deschizi și după poți spune anumite lucruri. Sau să-ți lași timp că să citești o carte cu ei pe îndelete și să te oprești, să vorbești despre personajul ăla care a făcut asta, ei ce cred despre asta? Și să lași și pe ei să vorbească și cum au o trăire, nu așa de grăbită, pa, 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 check, check, check. Mai lent. Asta îmi vorbește mai lent mie. Da. Asta vreau să învăț acum. Da. Așa, da, așa, de asta cu trăirea lentă mi se pare foarte important și mai ales, cum zicea și în capitolul ăsta, că foarte rar schimbarea apare după un eveniment mare. De cele mai multe ori, schimbarea apare în timp și că nu, de fapt, discuția cu copiii noștri pe care o avem, e o discuție continuă, e ceva ce tot timpul se întâmplă, nu? Ca și când acum am avut discuția mare despre subiectul ăsta, am terminat cu ea. Nu. Gata, s-a încheiat E, și... exact. E în continuu, în continuu discuția respectivă și am zis la început legat de timpul de calitate, faptul că copiii au nevoie de timp. Nu poți să-i aduci automat în starea în care să fie receptiv sau în care se deschide. Nu ai cum să programezi în fiecare seară avem o oră, atunci toată lumea se deschide și spune lucrurile. Ci au nevoie ca tu să fii deschis, să fii acolo și mie mi se pare că momentele în care se vulnerabilizează copiii apar așa de nicăieri, nici nu-ți dai seama sau vin și spun că uite, lucrul ăsta m-a făcut să mă simt așa și te gândești wow, nu mi-aș fi dat seama niciodată. Și dacă n-ai fi acolo și n-ai fi prezent, n-ai afla niciodată lucrurile astea. Și da, Scuze. e un lucru, e în regulă. Oricum, acum am ajuns la sfârșitul la ce ne-am propus. Să știți că ne-am propus să Da. facem doar o jumătate din cartea astăzi, din Era prea cauza mult. că era mult prea mult. Acum, dacă vă propun jumătatea asta și vreți să facem și cealaltă jumătate, să ne scrieți în comentarii și dacă vedem că video să se salveze după și dacă vedem că sunt mulți doritori să audă și a doua jumătate a cărții, o să O încercăm să ne să o străduim. facem. O să Da, încercăm. da. Un ultim lucru aș vrea să mai zic, cumva legătură și cu ultima chestie, cu procesul, dar și cu tot. M-am gândit foarte mult la asta că noi suntem ispravnici și unul dintre lucrurile care ne s-a dat să fim ispravnici sunt cuvintele noastre. Și n-am vrea să fim genul aceea de părinți, de mame, cum am principal sunt mame aici, care vorbesc o grămadă și îi inundă pe copii cu vorbele lor și vorbele se pierd. Când mama vorbește, copilul dă shutdown, că știe că urmează o privilegie foarte lungă. Și un mod de a fi ispravnic cu cuvintele tale e să-ți folosești cuvintele înțelept, puțin, drămuite, bine, să fie sărțătare și să fie bine cumpănite. Și asta are legătură cu ultimul capitol cu procesul, că dacă conștientizezi că e un proces, că o să dureze, că o să fie mai multe conversații și mai multe moduri în care o să-i arăți și Dumnezeu o să-l facă să vadă, poți să te oprești și să spui o chestie mică,
Dar ca să fie ca o bombă, pentru că e mică și sensă tare și copilul o poartă cu el și vorbește lucrul respectiv. Și îmi place fețul la care spune foarte, îmi place foarte mult fețul la care spune să fim grabnici la ascultare și încerc la vorbire, că atunci avem mult mare impact în viața copiilor noștri și în viața în orice relație. Și da, dacă suntem conștienți că totul e un proces și că sunt momente mici adunate, putem să ne oprim la atâta. Ajunge atâta. Și știți că te-am spus de atâta acum. Da, deci yeah. Ai spus toate lucrurile practice pe care ai vrut să le zici, să mai aveai ceva notat. Acum mă uitam... asta, un alt lucru. Poate nu e foarte practic, dar pentru mine e practic. Ideea asta că cei de tot de viață pentru mine... E de tot de viață și pentru ei. Adică dacă pentru mine e important să fiu dependent de Dumnezeu și să îmi recunosc greșelile sau să orientez bine sistemul de valori și să mă regândesc unde mi-e inima, ce valorez mai mult, asta e important și pentru copiilor și asta e important și în relația mea cu ei. Deci cumva Dumnezeu nu ne cheamă să facem 1000 de lucruri, de fapt ne cheamă să facem un singur lucru, să îi fim credincioși lui și asta are efecte bune pe toate planurile vieții și inclusiv în creșterea copilor. Da. Mulțumesc. M-am Mulțumesc bucurat mult de conversația noastră și eu. Pe mine... Eu pot fi putea să închide telefonul cu mea. Am înțeles. Pe mine mă ajută foarte mult deci să îmi reamintesc. Să vă închide oricând. Ok. Atunci ne luăm rămas bun și ori ne mai vedem la a doua jumătate a cărții, dacă nu, ne vedem luna viitoare cu o temă foarte bună și care o să fie așa. O să discutăm despre noi ca femei pe mult mai multe domenii, nu doar cel al creșterii copiilor, pentru că, deși asta ne ocupă acum foarte mult timp, mai există multe părți ale noastre ca persoane despre care trebuie să discutăm și cred că o să fie o temă faină de abordat. Bine, ne vedem. Bine, seară bună, pa, pa! La fel!